Problema locurilor de parcare va fi rezolvată parțial anul acesta prin lucrări de amenajare și modernizare a parcărilor din cartiere în valoare de 2 milioane de lei. Bugetul alocat special pentru aceste lucrări de infrastructură stradală a fost aprobat în ședința de Consiliu Local de joi. Consilierii locali PSD tot au avut ceva de comentat la acest proiect pe care l-au blocat aproape 2 ani de zile. Însă acum s-au arătat nemulțumiți de suma alocată. Ei au sugerat că inițiativa ar fi doar praf în ochii sucevenilor. În replică, viceprimarul Lucian Harșovski, care s-a ocupat direct de proiectul de modernizare a parcărilor, i-a întrebat cum de se îngrijorează acum de suma alocată după ce 2 ani de zile au blocat proiectul în mod repetat. Doi ani de zile, iulie 2017, iulie 2019. Atât ne-am ținut aici în Consiliul Local să primim aceste parcări. Eu mă bucur că acum plângeți pe umerii sucevenilor că nu au finanțare de ajuns. Vă asigur că cele 2 milioane de lei sunt pentru prima parte a anului, când din primăvară intrăm în forță și facem parcări. Anul trecut, în 6 luni de zile, am reușit să facem 1001 locuri de parcare cu forța, pentru că dumneavoastră n-ați vrut, dar asta e mai puțin important. Important e ca sucevenii să știe că din primăvară, de când permite vremea, intrăm în forță și vom face foarte multe locuri de parcare, acele parcări de reședință. Proiectul de modernizare a 4.364 de locuri de parcare din municipiul Suceava a fost aprobat în Consiliul Local anul trecut, abia după modificarea codului administrativ, când aleșii PSD nu au mai putut să-l blocheze, cum s-a întâmplat începând din anul 2017. Proiectul prevede inventarierea și modernizarea a 1.161 de locuri de parcare din cartierul Opcini, 361 de locuri în Zamca, 1.755 în Centru și George Enescu, precum și 1.086 de locuri de parcare în Burdujeni. Acestora li s-au adăugat și alte locuri de parcare, identificate ulterior, încât în total este vizată modernizarea a 5.000 de locuri de parcare.